Sunt foarte multe piese care îmi plac de la anumiți designer, dar pentru că devin uniformă, parcă nu vine să mai port hainele respective, chiar dacă le port în stilul meu. Mai îmi cumpăr câte o piesă, dar nu exagerez. Foarte personal, așa cum îmi place și cum mă simt bine. În ultima vreme am început să port în timpul săptămânii, atunci când nu am evenimente, concerte, ținute cât mai confortabile. Jeans, pantaloni, sport, de training. Vreau să mă simt cât mai confortabil, dar, în general, stilul meu este foarte personal și nu mă oferez niciodată să experimentez. Cred că asta e, de fapt, secretul, că tot îmi spune toată lumea că ai un stil aparte. Este pentru că nu m-am ferit să experimentez, am avut întotdeauna curaj și nu stau să mă gândesc prea mult. Adică mă orientez foarte repede. Și evident îmi plac piesele vestimentare statement, piesele pe care le găsești greu, din păcate, pentru că designerii au început să fie foarte safe. Îmi plac foarte mult designerii japonezi. Îmi place foarte mult Junya Watanabe. Nu prea e mainstream, dar pot să spun că toate piesele pe care le am de acum mulți ani, nu știu, 15 ani, sunt de foarte bună calitate și le pot purta și acum în anii ăștia după 15 ani. Adică sunt de actualitate. Mie îmi plac designerii puțin mai exclusiviști și nu atât de mainstream. Sunt foarte multe piese care îmi plac de la anumiți designer, dar pentru că devin uniformă, parcă nu vine să mai port hainele respective, chiar dacă le port în stilul meu. Mai îmi cumpăr câte o piesă, dar nu exagerez. Îmi place să mă consult cu cei din jur, chiar și cu cei din casă, adică cu fiul meu, cu iubitul meu. Adică să-i mai întreb, uite, îmi pun asta sau îmi pun asta, dar asta se întâmplă foarte rar și asta nu pentru că am nevoie de validări, ci pentru că uneori sunt nehotărâtă. Atâta tot. Mi-a plăcut întotdeauna Gwen Stefani și poate dacă vrei, cred că a fost prima și singura care a avut, desigur, și celelalte cântărețe au un stil superb, Rihanna, Beyoncé, Dua Lipa acum, însă ceva le lipsește, adică se simte că în spatele lor e o armată de stiliști, o echipă întreagă care fac asta pentru ele. Însă pe Gwen o simțeam true și o simțeam cumva de acolo. Și da, Gwen Stefani, știu că acum generația asta probabil nici mai știe cine e Gwen Stefani, însă da, mi-a plăcut și am admirat-o întotdeauna. Nu, cred doar în faptul de a purta un lucru pe care nu ți-l asumi. Atunci când porți un lucru pe care nu ți-l asumi și tu de acasă începi să nu te simți bine și să zici, auleu, să ai nesiguranțe, e clar că trebuie să te schimbi repede și să te îmbraci safe sau cum simți că te reprezintă și haina trebuie să-ți dea o stare bună. Uite, mie îmi place foarte mult să-mi cumpăr, adică nu mă satur niciodată de haine, niciodată nu pot să mă satur, oricât de multe aș avea, aș putea să-mi cumpăr la nesfârșit în fiecare zi haine. Pentru că hainele îți dau o stare, au o poveste. E adevărat că haina nu face omul, că e vorba asta din popor, însă haina îți dă o stare, te face să te simți într-un fel. Uite, acum când am pozat pentru el, erau toți acolo și au zis, wow, Corina, nerator de tine. Adică m-am simțit într-un fel, pentru că eu am început să pozez, mă simțeam super sexy și am intrat într-un rol. Și mi-au dat o stare și până la urmă am o pereche de cizme, un sacou, niște mânuși, adică nu e nimic ieșit din comun. Dar asta cred că trebuie să-ți dea haina, o stare de bine.